protest la București, în piața Victoriei, în piața Universității, cu foarte multe forțe de ordine. Poliție, jandarmi. Pentru că în alte capitale astfel de proteste pentru Palestina au degradat, au devenit violente. Așa că aici au luat măsuri de securitate suplimentare. Și accesul se face numai cu control. Da. Și aici un detector de nu știu ce. O cameră care transmite în direct, se pare. Alături sensurile pentru presă. Mesajul despre Spitalul Baptist în continuare e distorsionat, și că sunt mai mult de 500 de morți, dar deja s-a demonstrat că nu au fost atâtea victime și că de fapt au tras de-ai lor, de acolo, din Gaza. Deci, discutabilă bună intenția protestatarilor. Toți copiii merită să trăiască. Cei din Israel nu merită să trăiască. Să văd dacă vreun mesaj condamnă răpirile de persoane, luarea de ostateci. Nu prea văd. Deci, discutabil. Eu rămân deoparte. Nu susțin. Thank you.
Nene a zis că nu vrea lozincele astea cu queers. Go, go, go.